păcate. Mă rog la Dumnezeu că este și o perioadă acum în Sfântul Post să le dea putere și fac apel și la oameni care pot să-i ajute. Merită să trăiască, sunt niște oameni deosebiți. Toate aceste elemente sunt analizate cu foarte mare atenție de celula operațională de criză, că aceste elemente suplimentare vor fi probabil baza pentru ceea ce constituie acțiunile viitoare ale autorităților române. În acest moment însă nu vă pot spune decât că suntem concentrați pe analiza datelor și realizarea comunicațiilor folosind toate canalele diplomatice sau de altă natură, în așa fel încât să ne putem duce acțiunea la bun sfârșit și anume de a recupera cei trei jurnaliști români și a-i aduce în țară. Vă mulțumesc!